Un ieșan este obligat de judecător să achite suma de 4.000 de lei pentru cuvintele jignitoare adresate surorii sale prin intermediul Facebook-ului. Întâmplarea a avut loc în anul 2019, când femeia a postat pe rețeaua socială o fotografie de-a sa. Câteva luni mai târziu, fratele acesteia i-a distribuit postarea însoțită de un mesaj ofensator. Femeia s-a simțit jignită de cuvintele adresate în descriere și a dovedit în instanță că mesajul denigrator a fost postat chiar de fratele său. Judecătorii au respins argumentele bărbatului, care și-a acuzat sora de rele tratamente aplicate mamei. Dosarul s-a judecat la judecătoria Hârlău, iar acum bărbatul este nevoit să plătească daune morale pentru cuvintele postate într-un moment de furie.